Radu, reveniți pe teren propriu după trei deplasări consecutive, inclusiv cel inclusiv meciul din Cupa României. Da, suntem fericiți să jucăm acasă. Cred că echipele care joacă acasă au un mic avantaj și sperăm să profităm de acest lucru. Cum vezi partida cu Botoșani? Va fi o partidă dificilă, ne așteaptă un meci greu cu o echipă cu experiență, jucători foarte buni, dar sperăm să ne impunem și să luăm cele trei puncte. O echipă cu experiență, așa cum ai zis, au jucat play-off anul trecut, însă par să nu traverseze o perioadă foarte bună, n-au mai câștigat de 5 meciuri. Da, sperăm să nu le dăm șansa aceasta, sperăm să nu câștige nici împotriva noastră. Noi, cum am spus, ne dorim cele trei puncte, la fiecare meci mergem cu acest gând și sperăm să îndeplinim acest lucru. Un succes care, în cazul unui succes, v-ați menține pe un loc de play-off la finalul anului. Da, acesta este obiectivul nostru, sperăm să intrăm în play-off după un an în care nu ne-am îndeplinit obiectivul și trebuie să muncim foarte mult pentru a-l îndeplini în anul acesta. În general, meciuri spectaculoase între voi și Botoșani, cu multe goluri chiar. Crezi că și de data asta poate fi la fel sau mai importante sunt punctele? Cred că, în primul rând, noi ne dorim cele trei puncte. Normal că încercăm să ne facem jocul nostru cu care i-am obișnuit și pe spectatori. Botoșani e o echipă care joacă fotbal, este foarte deschisă și de aceea au ieșit meciurile acelea frumoase. Către ultimul meci din acest an pe teren propriu, cum vezi partida de mâine? Da, este ultimul meci și este un meci dificil în care noi trebuie să facem tot ce depinde de noi ca să luăm cele trei puncte. Două echipe care n-au mai câștigat în ultimele partide, voi trei jocuri, inclusiv cel din cupă, ei de 5 meciuri. Da, sperăm să facem un meci foarte bun, să câștigăm, să ne recăpătăm încrederea și să avem numai victorii de acum încolo. Au fost 45 de minute foarte bune la Giurgiu cu Chindia, vă dau încredere acel joc pe care l-ați practicat în prima repriză? Da, e normal să ne dea încredere, să știm care este valoarea noastră și de ce suntem în stare. Eu zic că o să facem acum un meci bun și încrederea o să crească foarte mult. Cât de importante sunt aceste puncte pentru finalul de an? Sunt foarte importante punctele acestea pentru a intra în play-off. Trebuie să scoatem maxim din meciurile astea două care au mai rămas în acest an. Meciuri spectaculoase de multe ori între voi și ei, cred că va fi la fel și acum. Eu zic că în momentul ăsta contează mai mult punctele decât să fie un meci spectaculos. Nu contează cum câștigi, contează să iei cele trei puncte. Succes! Da, mulțumesc!